Bună ziua tuturor și bine ați venit la prima ediție a Carnavalului de toamnă. Știm cu toții că frumosul din natură, manifestat în culori și forme sonore, are o influență binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-i învățăm, să observe și să se apropie cu emoție de acest spectacol deosebit al naturii, astfel încât rațiunea să armonizeze cu sensibilitatea. Menirea noastră, a dascălilor, este de a forma și dezvolta personalitatea copiilor prin frumosul existent în natură și în artă, astfel încât să devină consumator și creator de frumos. Toate frumusețile și bogățiile pe care ni le oferă natura în acest superb anotimp trezesc în noi impulsul creativ. De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna și să punem în valoare parfumul și culoarea ei? Prin realizarea acestei activități, ne propunem să valorificăm potențialul creativ al copiilor de vârstă preșcolară, sub îndrumarea cadrelor didactice, dar și importanța implicării active a părinților în educația copiilor. Știm că toamna este anotimpul belșugului, al bogăției, atât în recoltă cât și în culori. În fiecare an, ni se dezvăluie același anotimp, dar cu o altă haină. Ea vine uneori blândă, cu soare dogoritor și miros de fructe, alteori mai aspră, cu miros de brumă și vânt tăios sau ploi. Dar întotdeauna, ea vine colorată. Această bogăție de culoare ne ajută să ne exprimăm prin intermediul minunatei parade de toamnă. Putem reda bogăția și culorile ei prin costumația variată pe care azi, cu ajutorul preșcolarilor, de la grădinițele din orașul nostru și nu numai, avem posibilitatea de a da frâul liber imaginației creatoare prin intermediul culorii. Toamna este un anotimp minunat, iar frumusețea ei ne-a dus la această expoziție minunată de costume, de dans, dar și de cântec, a celor mici artiști. Fiecare costumație, cântec sau dans, are o amprentă personală. De aceea vă invităm să apreciați această frumoasă paradă, care sperăm să vă rămână o amintire minunată dintr-o zi de toamnă. Înainte să începem, am dorit să le invităm în scenă pe două doamne deosebite, care s-au implicat foarte, foarte mult și într-un mod deosebit, pentru ca această paradă să prindă viață. Invităm pe doamna Taru Iliana, director al grădinței cu program prelungit numărul 9, Sighetul Marmației, și doamna Râșco Paula, director al grădinței cu program prelungit numărul 7, Sighetul Marmației. Mulțumim foarte mult! Dragi invitați, vrem să vă spunem câteva cuvinte. Ideea acestui proiect, cu numele sonor Carnavalul Toamnei, s-a născut în cadrul Consiliului Consultativ al Educatoarelor la nivelul județului Maramureș. Pentru acest lucru vreau să mulțumesc doamnei inspector pentru educație timpurie, profesor Fănățan Maria, pentru faptul că a susținut ideea și ne-a sprijinit în realizarea acestui proiect. De asemenea, dorim să mulțumim întregului colectiv al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș pentru sprijin în organizare și desfășurare, respectiv domnului Inspector Școlar General, domnul Pop Mihai Cosmin, domnului Inspector Școlar pentru Activități Extrașcolare Dipșe Andrei și doamnei Inspector pentru Activități Extrașcolare Pârvu Maria Gabriela. De asemenea, pentru faptul că ne aflăm astăzi aici, în această locație, mulțumim doamnei director, profesor Mandra Mariana, director al Școlii Gimnaziale cu program suplimentar de muzică și arte plastice, Sighetul Marmației, pentru că face parte din acest proiect în calitate de partener. Mulțumim de asemenea DJ Adi Benza pentru sonorizare. Mulțumim Mariaș Parfe și Anca Tivadar pentru sprijin în realizarea decorului. Mulțumim TV Sighet, Sighet FM, domnului director Cantor Atilo, pentru că este alături de noi de fiecare dată și mediatizează toate evenimentele noastre. De asemenea, mulțumim Radio Sighet, Ioanei Popovici, pentru sprijinul mediatizare. Cantor!
întotdeauna dorim să mulțumim în aceeași măsură și ajutorului acordat din partea Consiliului Local Sighetul Marmației și din partea primăriei Sighetul Marmației și în acest sens doresc să o invit pe doamna viceprimar Dana Onița Ivașcu să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Este un spectacol extraordinar astăzi, într-o zi de sâmbătă, culoare, talent și, în primul rând, căldura dumneavoastră, a tuturor celor care sunteți astăzi aici. Acesta a fost sentimentul meu când am ajuns la școala de muzică. Toamna se numără nu doar bobocii, toamna ne culegem roadele și cred că ceea ce observăm aici este rezultatul unei munci în echipă. A doamnelor extraordinare de toate grădinițele și salut și eu inițiativa și faptul că ați reușit să puneți în practică acest proiect, a părinților, bineînțeles, care au venit în sprijinul idei extraordinare și nu în ultimul rând, cred că a celor micuți, care sunt cei mai frumoși și cred că pe ei merită să-i aplaudați în primul și în primul rând. Eu vă asigur tot timpul de sprijinul meu, de fiecare dată voi răspunde prezent oricărei inițiative pe care o aveți, fie că discutăm de învățământul preșcolar, fie că discutăm de alte unități școlare sau nivele de studii. Vreau să vă mulțumesc mult, să vă urez succes și în continuare voi fi alături de dumneavoastră. Multă, multă baftă în tot ceea ce faceți și felicitări și o idee extraordinară! Mulțumim! Nu în ultimul rând, dorim să mulțumim colectivului de cadre, atât didactice cât și nedidactice, care ne-au ajutat în pregătirea acestui eveniment, de la grădinița cu program prelungit numărul 7 și de la grădinița cu program prelungit numărul 9. Cele două unități organizatoare pe zona de dincoace de deal a acestui proiect județean, Caravana Toamnei, copiilor, părinților. Mulțumim tuturor că sunteți astăzi prezenți aici, într-un număr așa de mare și urăm succes piticilor! Vă mulțumim foarte mult! Pentru a intra în totalitate în magia acestui frumos anotimp, haideți să invităm pe scenă preșcolarii școlii gimnaziale Crasna Vișeului, coordonați de către doamna profesor Șmuliac Lucica. Thank you.
Invităm pe scenă preșcolarii școlii gimnaziale Rona de Sus, grădința cu program normal Coștiui, coordonatorul Sneac Liuba. Voi vede vara, voi la moară la noroc.
conduși de către profesor Roșca Ioana și profesor Corău Ioana. Pe scenă, Școala Gimnazială Sarasău, grădința cu program normal Sarasău, profesor Brani Chirina, deac Daniela și director profesor Lazar Daniela. Invităm în scenă grădinița cu program prelungit numărul 8 Sighetul Marmației, conduși de către doamna profesor Mih Grigor Crina și doamna profesor Lihet Ana Maria, director profesor Simeon Persida. Thank you.
scenă Liceul Tehnologic Ocna-Șugătag, grădința cu program normal Ocna-Șugătag, condușile de Leho Țitimeia, Duma Ana Maria și Mesaroș Mărioara. Acum e toamnă.